Direcția de asistență socială a municipiului Timișoara a primit vizita studenților din anul 1 de la Departamentul de Asistență Socială din cadrul UVT. Tinerii au fost curioși să afle mai multe despre activitatea asistenților sociali și să înțeleagă provocările și satisfacțiile profesionale din acest domeniu. Împreună cu specialiștii DAS, studenții au avut ocazia să viziteze Centrul de Suport pentru Situații de Urgență de la Pădurea Verde. Aici au fost prezentate serviciile furnizate și procedurile de lucru, dar și aspectele specifice ale profesiei de asistent social în lucrul cu persoanele fără adăpost. Ne bucură colaborarea dintre instituțiile noastre și studenții care demonstrează un interes crescut pentru nevoile comunității. Prin astfel de parteneriate, Direcția de Asistență Socială își aduce aportul în dezvoltarea viitorilor specialiști în domeniul asistenței sociale și facilitează implicarea mai multor membri ai comunității în sprijinirea celor aflați în situații vulnerabile, transmit reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara.